Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Totul se poate întâmpla, acesta este motoul tău. Tu crezi că ai drepturi de pline de a merge în afacerea ta, în timp ce alții se ocupă de propriile lor lucruri. Ești foarte talentată și știi cum să creezi lucruri uimitoare. Nu tolereze munca plictisitoare. Ai spirit de întreprinzător, iubirea de diversitate și schimbare. Muncești din greu știi ce vrei să faci și în niciun caz nu refuz să-ți atingi obiectivele. Tu ai un fel de centură energetică care atrage unii oameni și îi respinge pe alții. Pronunțat individualistă, nu îți poți restrânge impulsivitatea în viața personală și socială. Tu demonstrezi o imagine atent controlată în public și lași totul să se ducă de râpă în viața privată. Ești bală în comportament, public și privat. Este posibil să nu-ți poți tempera agresivitatea în activitățile profesionale, controlul emoțional este principala problemă pentru tine, tu trebuie să-ți dai seama că vei putea să influențezi mai eficient pe ceilalți numai dacă îți vei îmbăta pasiunea și vei permite altora să respire mai liber. Semnul zodiacal vărsător este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități, sociabilitate, imparțialitate, visare, creativitate, idealism, planeta ta guvernatoare este Uranus. Aceasta determină progresul. Planeta este favorabilă pentru cele care descoperă noi direcții în arte și ezoterism. Planeta ta în exil este Soarele. Soarele este responsabil pentru lipsa unui nucleu intern, precum și pentru incapacitatea de a prioritiza și falsa afecțiune. Prieteni, cei dragi, rudele, de regulă, se retrag atunci când există oameni în că tu vei exploda, contemplând blocajele tale, nu ca avere emoțională, ci ca instabilitate emoțională. În activitățile tale profesionale, urmezi faturile cele mai importante la dispoziția ta și respecti întotdeauna un curs atent și prudent. Nu există niciun motiv să te temi că munca ta nu are vitalitate. Foc creativ sau originalitate, deoarece de obicei tu cultivi atenția la detalii și îmbunătățirea abilităților tale. Tu nu trebuie să te temi că sfatul altor persoane te va subordona sau te va face mai puțin independentă, este aproape imposibil. Tu lustrești în mod constant intuiția, te bazezi pe ea. Inițial, acest lucru poate fi dureros, dar tu ești autocritică și, prin urmare, Munca ta este la fel de importantă, fie că reușești să construiești relații diversificate, fie să faci profit în proiecte de afaceri. În plus, ai capacități precum, îmbunătățirea continuă a abilității de a lucra cu oameni, dorința de a asculta puncte de vedere opuse, de a împărtăși, de a discuta și de a evalua punctele forte și punctele slabe ale acestora. Combinația de sensibilitate rară cu zăriul naturii tale este foarte reușită, nu prea suferi de depresie, dar cu cât mai devreme te vei cunoaște pe sine la un nivel mai profund și vei avea o evaluare obiectivă a capacităților tale, cu atât mai bine. Concentrarea energiei pe o afacere, creând în mod continuu și cu încredere, este cea mai bună opțiune pentru tine. Cu toate acestea, într-o etapă pozitivă de lucru, poți avea blocaje emoționale puternice care pot strica totul oribil, astfel încât ar trebui să te ferești de astfel de cazuri. Problema nu este rezolvată prin suprimarea unor asemenea focare, ci prin căutarea unei supape de siguranță care să elibereze aburul atunci când temperatura începe să crească. Nu ești similară cu alte vărsătoare având fațete speciale de temperament, o astfel de doamnă este sigură, interesantă, atractivă. Poți avea o personalitate dificilă, provocând adesea reacția ambiguă ale altora. Pentru unii, tu ești extrem de atrăgătoare și interesantă, dar pentru alții, ești destul de odioasă, uneori ești chiar o tulburare. Dacă ești dintre cele mai luminate, vei lucra constant să dezvolți în sine acele calități pozitive care te pot ajuta să descoperi noi spații pentru îmbunătățirea ta spirituală, de exemplu, răbdarea, rezistența și intuitia. Pentru tine, acest proces poate dura întreaga ta viață, deși este dureros pentru tine, dar îți însușește autocontrolul ca o muncă necesară, care ar trebui adusă la un scop logic și cu un rezultat pozitiv. Cum afectează data de 22 ianuarie soartata, vărsătorul, îți oferă un caracter oarecum controversat, pe de-o parte. Ești extrem de sensibilă și emoțională, de cele mai multe ori nu știi cum să-ți stăpânești propriile emoții când este necesar, pe de altă parte, ești filozof despre tot ceea ce se întâmplă în viață, ești activă, energică și iubești să muncești, poți fi inovatoare, iubești schimbarea, nu tolerezi plictiseala și rutina, munca ta nu ar trebui să aibă niciun fel de rutină, poți fi înzestrată cu orice talent ești protejată de constelația vărsătorului devenind un individualist luminos. Ai fost înzestrată cu o voință puternică. Tu te-ai născut să treci printr-o viață sigură și fermă. Persistența spiritului și fermitatea caracterului te ajută să-ți atingi întotdeauna dorința. Dorința de a fi mereu cea mai bună te face o personalitate remarcabilă. Ești foarte norocoasă din punct de vedere financiar, Îți este asigurată o viață confortabilă pentru tine și pentru cei dragi. Ai o individualitate extrem de puternică. Ai o natură integrală și originală. Prin natura ta, ești perfecționistă, lucru care te încurajează să te străduiești întotdeauna spre noi înălțimi, să fii câștigător absolut. Întotdeauna ți-o aduci afacerea până la capăt, nu poți tolera jumătății de măsură. Ești o fire foarte luminoasă, extraordinară. Poți trăi o viață bogată, care este pur și simplu plină de diverse evenimente interesante. Concentrarea ta asupra rezultatelor, credința nemorginită în propria ta putere, sarcina veșnică a veseliei și spiritului fac posibilă obținerea unor rezultate enorme. Mulți te admiră, îți urmează exemplul, încearcă să te imite. Adevărat! Se întâmplă de asemenea că perseverența excesivă să înspăimânte și îi respinge pe alții. Nu prea ai grijă de tine. Nu acorzi cu adevărat atenție opiniei mulțimii, deoarece îți cunoști propriile valori. Astrele te sfătuiesc să nu neglijezi sfaturile din afară. La urma urmei, uneori acestea pot provoca decizia corectă și, în orice caz, ultimul cuvânt, oricum este al tău ești foarte autocritică, cu un nivel supraevaluat al cerințelor în raport cu tine însă îți. Tu te superi foarte mult dacă nu reușești să ți îndeplinești sarcina. Pierderea ta personală îți face foarte rău, te doare la adâncurile sufletului. A trăi în armonie cu lumea este scopul întregii tale vieți. Tu încerci să creezi cele mai confortabile condiții de existență și de comunicare cu mediul a obține un succes semnificativ în carieră, a câștiga respectul colegilor, a avea un venit decent, toate acestea sunt în lista dorințelor tale, dar nu ar trebui să uiți de suflet. Ești gata să ți dedici jumătate din viața ta în căutarea celei jumătăți perfecte cu care vei crea o familie puternică. Personalitate pozitivă, tu încerci întotdeauna să vezi numai cei mai buni din oameni și lucrurile din jur. În plus, Încerci să eviți situațiile de conflict, așa că nu vei spune niciodată nimic rău despre altul. Aceste lucruri te ajută să trăiești în armonie cu tine însăți și cu cei din jurul tău. Dragoste și compatibilitate Ai o natură pasională din punct de vedere senzual? Nu ți este frică să-ți arăți sentimentele, indiferent dacă este vorba de furie, bucurie sau tristețe. Dar, probabil, Partenerul tău va experimenta uneori impulsivitatea ta. Dacă vei învăța să faci față instinctelor, să nu-ți manifesti complet pasiunile, te vei dovedi a fi un excelent partener și îngrijitor. Ai șanse excelente de a crea o familie cu drepturi de pline, în care va exista o relație armonioasă, cu următoarele semne, gemeni, balanța și săgetătorul. La nivelul de 50 la 50, Poți încerca o relație cu berbecul, pești, leul și capricornul. Aici, așa cum se spune există opțiuni, șansele sunt considerabile, dar în anumite condiții. Compatibilitate nefavorabilă, precum și unire nepromițătoare cu fecioara, scorpion, rac, taur și vărsător. Ei locuiesc pe etaje diferite ale casei, unde nu există ascensor și scări ceea ce înseamnă că este dificil de comunicat, precum și de nedorit să se întâlnească, locuri de muncă și carieră. Atunci când alegi o profesie, preferi activitatea științifică sau arta, în aceste nișe, tu te vei putea maximiza, la urma urmei, viziunea ta specială asupra lumii și detalii, abordarea nestandardă a soluționării diferitelor situații va contribui la obținerea unui anumit succes. Principalul lucru este să determin cât mai devreme posibil felul de ocupație viitoare, pentru a nu fi pulverizată pe lucruri inutile. Poți fi de originalitate scandaloasă, dar semințele se pot afla în ideile și conceptele celor din jur, tu având abilitatea de a observa și a folosi ceea ce este cu adevărat unic și valoros. În ceea ce privește emoționalitatea ta sporită, prietenii și familia sunt îndepărtați adesea, incapabil de a rezista la presiunea unui blitz aprins de nevoia dezechilibrată emoțional de a face ceva, dar la lucru, poți fi cel mai adesea calmă și mai puțin susceptibilă să deraiezi decât în comunicarea personală. În activitatea ta, tu acorzi multă atenție profesionalismului, lucrezi la detalii și necesiți un nivel înalt de pricepere de la sine. Ai o intuiție foarte puternică de la naștere, tu nu poți decât să-ți imaginezi și să ai o influență mică din exterior. Din exterior mai degrabă cu legii de pe care le dezvolți în felul tău unic, de la cei care nu au habar cât de valoroase sunt. Prin urmare, a asculta sfatul altcuiva nu te doare niciodată, este încă foarte puțin probabil ca acest lucru să te forțeze să faci ceva diferit de ceea ce ai dori. Ar trebui totuși să înveți să auzi punctul de vedere al unei alte persoane? să-l iei în considerare, să colecteze opiniile diferitelor persoane, să cauți compromisuri și să înveți să fii mai flexibilă. Sănătate și boli În ceea ce privește sănătatea, ar trebui să studiez psihologia pentru a înțelege emoțiile și motivele acțiunilor tale. Iar aici îți dau un sfat, dacă hotărăști să studiez psihologia, ar fi bine ca aceasta să fie a doua ta facultate și nu prima. Ești foarte vulnerabilă din punct de vedere emoțional, așa că ar trebui să înveți să te controlezi, să te liniștești chiar și într-un moment de confuzie spirituală. Pentru a face acest lucru, ar trebui să înveți o varietate de tehnici de respirație. În ceea ce privește creativitatea și fantezia, este mai bine să le manifeste în procesul de gătit, experimentând cu diferite rețete. Pentru a menține o viață fericită și iubire de sine, trebuie să-ți aranjezi viața personală, în sensul unei comunicări plăcute și în sensul sexului. Partenerul tău trebuie să poată să-ți satisfacă necesarul senzual. Pentru tine starea emoțională a sufletului este de o importanță capitală. Psihoterapia te va ajuta să te cunoști, orice exercițiu este acceptabil dar exercițiile de yoga legate de controlul respirației și starea corpului sunt cele mai potrivite. Studiul aprofundat al astrogramei natale îți va dezvălui fațetele de personalității, dar și cauzele manifestărilor tale. Destinul și norocul, vibrațiile zilei sunt de așa natură încât ele sporesc forțele naturii tale. Teoretic ești o personalitate puternică cu o mare voință, cu drăzneală, activă. Încrezătoare în sine și în puterea, ta, independentă și mândră, poate excesiv de mândră, dar nu există o scală obiectivă de a măsura mândria, ești obișnuită să acționezi singură, fără să te bazezi pe nimeni sau să ceri ajutor. Angajamentul tău te ajută să faci multe. Totul este interesant pentru tine, mai puțin munca monotonă, te poți manifesta în multe domenii: în știință, teatru, literatură. Vor exista relații calde în familie, stabilitate în sfera materială, sfaturi pentru tine, abilitatea de a găsi un limbaj comun cu oamenii și de a mulțumi oamenilor te va ajuta foarte mult în munca ta și în afaceri. Va trebui să înțelegi că spunând, mulțumesc, nu pierzi nimic, că este un cuvânt gratuit pentru tine, dar cântărește mult pentru interlocutorul tău, învață să discuți organizează mai des întâlniri cu echipa sau brainstorming și generează noi idei și proiecte și vei înțelege că mintea colectivă poate face minuni. În familie, învață să spui ce vrei, când vrei, fi concretă și nu avea impresia sau cererea explicită ca aluzile tale sau sugestiile să fie înțelese. Vorbește. Cei dragi vor să comunice cu tine. De asemenea, să nu-ți distribui atenția, să faci un singur lucru. Să nu uiți de blândețe în capacitatea ta de reacție, să te angajezi în autocunoaștere și autoanaliză. Fii atât de optimistă ca și universul care te-a creat. Asigură-te că emoțiile și experiențele nu interferează cu munca ta și nu strica o familie pentru niște amărâte de capricii emoționale generate de lipsata de comunicare. Stoarcerea emoțiilor și ascunderea lor în interior nu este o opțiune pentru că într-o zi va urma o explozie. Fă ceea ce crezi că este necesar și ce este util pentru tine. Nu te scârbi de ceilalți știind extremele tale. Încearcă să evaluezi în mod obiectiv munca ta. Încearcă să găsești un fel de afacere din sport, creativitate, un hobby în care să țineci emoționalitatea explozivă. Ce cadouri ți se potrivesc? Este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine, dacă ești. Desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului, cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă. Chiar dacă primești ceva prozaic, designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles se va atrage. Deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți, trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu o arăți. În ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul. De exemplu sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și epuri tradițional cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia te atrag ca scoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care poți suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine, ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile, lalele, iriși, narcise. Mare iubitoare de experiențe culinare, o carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie dacă se poate frumos colorate te vor bucura. Pentru tine frumos, poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente. Cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore. Și încă ceva, să poartă o marcă cunoscută de tine.